Mai mulți specialiști din țară și străinătate vor participa în perioada 16-18 aprilie la cea de-a patra ediție a Simpozionului Științific Internațional Piese Arheologice Minore și Semnificația Lor, organizat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Manifestarea, ce are ca temă jocurile și jucăriile, va debuta joi, 16 aprilie, de la ora 10 în Palatul Magna Curia. Cu acest prilej va fi lansat și volumul Representations, Things and Symbols, Proceedings of the Symposium, Religion and Magic, editat de un colectiv de specialiști de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Volumul va fi prezentat de către doctorul Horia Pop, cercetător științific 2, în cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău.